semnat petiția prin care cerem ca cei care au maltratat, au torturat în evenimentele din 7 aprilie să fie trași la răspundere, nu doar să fie demiși. Hai la 12. Da. Tot ce a urmat după 7 aprilie a fost practic un scenariu pus la cale de guvernare, pentru că ei sunt responsabili de miile de tineri care au fost închiși prin comisariate. Guvernarea a fost responsabilă de miile sau sutele de tineri care au fost persecutați, tinerii care au fost maltratați prin comisariate de poliție. Un procent mic dintre ei s-au plâns la procuratură pentru că oamenii nu mai au încredere în structurile statului. Potabile, cadavre aruncă, parcă erau cadavre, erau copii inconștienți, curgea sânge din el. Și bandiții ăștia, înarmați, dotați cu armament, cu mașini așa de frumoase, cu picioarele pe capetele lor și cu patul de armă, și așa, încă băteau între. Și era ceva îngrozitor, îngrozitor. Eu așa ceva n-am văzut și n-am auzit de când sunt eu nici într-o țară sălbatică. Și nu era nimeni. Parcă era un cuci de asta. Și n-au filmat nimeni. Au fost aici doi jurnaliști de la DAC Moldova, știu ce au pățit ei atunci, nu știu. Nu prea s-a filmat, nu prea, fiindcă au scăpat foarte puțin de aici. Noi în patru am fost și am alergat de Doamne Ferește. Eram lângă piața centrală și încă se auzeau aici țipete îngrozitoare, bubuituri. Era un dezastru aici. Era ceva îngrozitor și din toate părțile veneau forțele astea speciale, și de aici, și de acolo, de peste tot veneau câte 100. De lângă primărie mergeau așa ca șarpe, ca așa mergeau. Sunt învățați foarte bine ăștia, nu sunt polițiștii cei care au fost ziua de 7 aprilie. Ăștia sunt forțe speciale, foarte bine antrenate, foarte bine coordonate. Și toți chiar pe ăștia de lângă McDonald's, simpli gură cască, își făcau și bădeau cu capul de asfalt, cu picioare. Doamne ferește ce era aici, nu vă închipuiți. Thank you.